Teatru de Păpuși. Dacă vreți să mai aveți un pic de răbdare, aș vrea să vă prezint acum personajele, dar înainte de a le vedea, bine? Și pe cei care le interpretează. Este bine să ne cunoaștem și mai bine. Bine, copilași, mai aveți un pic de răbdare? Vă mulțumesc, vă iubesc, vă pup! Și atunci să începem așa cu Împărăteasa Bună. Cornelia Vrăzmaș și Ioana Enache. Împăratul Adrian Pop și Cornelia Apostol. Împărăteasa Rea, Daniela Moldovan și Daniela Vasilac. Străjerul Marian Mujdei și Dumitru Ilea. Albă ca zăpada, Irina Vrăzmaș și Ioana Enache. Vânătorul Dan Buda. Oglinda, Cornela Vrăzmaș. Prințul Iulia Becheș. Cotoroanța, Daniela Vasilescu, Daniela Moldovan și Iulia Becheș. Iar piticii, șeful Adrian Pop. Poiosul Dan Buda. Bâlbâici, Daniela Moldovan. Somnorosul, Marian Arăpan. Rușinosul, Marian Mujdei. Morocănosul, Dumitru Ilea. Și mutulică, Viorel Velei. Animalele sunt numite cu multă plăcere și cu multă dibăcie de Iulia Becheș, Marian Arăpan, Dumitru Ilea și Mujdei Marian. Vreau să vă mulțumesc că sunteți atât de răbdători, pentru că mai am încă două cuvințele să vă spun, după care chiar că nu mai povestim, decât trecem la povești. Așteptați povestea albă ca zăpada? Da! Da! Să știți că și păpușile abia așteaptă să vă vadă.
ce tragedie! Împărăteasa mea dragă a murit. Biata albă ca zăpada, așa de mică și deja fără mamă. E atât de mică și de fragilă, Doamne, ce mă fac? N-am să o pot crește de unul singur. O mai crește eu? Dar mai întâi va trebui să mă faci împărăteasa și stăpâna acestui palat. Să aveți și în minte să luci doare și oglinzi, cât mai multe oglinzi. O, prea frumoasa mea, chiar crezi că o poți crește și iubi pe micuța albă ca zăpada? Prea bine, iubește-mi copila și de azi înainte vei fi împărăteasa mea și stăpâna acestui palat. Poruncă, Maria ta. Luați acest copil și creșteți-l voi. Dar n-a fost destul de clară? Ha! Auzi, copil! Eu am altceva mai bun de făcut. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Maria, ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Să mă întreacă alta frumusețe.